Polițiștii de frontieră Mehedinți au identificat și oprit pe DN56A în localitatea Hinova un autoturism marca BMW înmatriculat în România, condus de un cetățean român, și o autoutilitară marca Volkswagen înmatriculată în Bulgaria. În cele două autoturisme se aflau 30 de sirieni, dintre care 7 erau minori. La momentul efectuării semnalelor regulamentare de oprire, conducătorul autoutilitarei și-a continuat deplasarea aproximativ 500 de metri, iar apoi a abandonat mașina. În urma controlului efectuat în compartimentul marfă, au fost descoperiți 30 de cetățeni străini, fără documente de identitate asupra lor. Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți au desfășurat o acțiune specifică pe linia prevenirii și combaterii migrației legale în zona de competență. Astfel, colegii noștri au identificat și oprit pe comunicația DN56A, în localitatea Hinova, un autoturism înmatriculat în România, condus de un cetățean român, și o autoutilitară înmatriculată în Bulgaria. Alor, șoferul autoturismului, despre care s-a stabilit că avea rol de antemergător, și cetățenii străini au fost conduși la sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți pentru verificări. A fost solicitat sprijin din partea IPJ Mehedinți și IJJ Mehedinți pentru cercetarea zonei în vederea identificării șoferului autoutilitarei. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Drobeta Turnu Severin pentru săvârșirea infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat pentru cetățenii sirieni și de trafic și complicitate la trafic de migranți, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.